Direcția de Sănătate Publică din Botoșani s-a autosesizat în cazul tinerei însărcinate care a murit la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani. Totodată au apărut noi mesaje pe care aceasta le-a trimis în timpul nopții. Jurnalista Carmen Ciocan știe mai multe detalii. Carmen, ce scrie în mesaje și cui sunt adresate? Bun găsit, mesajele sunt adresate medicului de gardă și medicului cu care tânăra a mai născut în trecut. În ambele, aceasta scrie că are dureri foarte mari și îi roagă să o ajute. Am stat de vorbă cu medicul cu care tânăra a născut în trecut și mi-a spus că a citit mesajul dimineață, că nu citește mesaje pe timpul nopții și că nu are nimic de comentat în acest caz. Un alt mesaj a fost trimis către mama sa la 75 minute, spunând că nu mai are aer. 25 de minute mai târziu, potrivit reprezentanților unității medicale. Starea s-a degradat și medicii nu au mai putut face nimic. Familia este de părere că tânăra ar fi putut fi salvată. Din primele informații, după ce s-a deschis o anchetă internă, medicii spun că nu era nevoie de intervenție pe timpul nopții. S-a observat la ecograf că sarcina este oprită din evoluție, însă sunt îngerarea era redusă, ancheta continuă. Sunt cercetări și făcute și de către polițiști care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Mai ales că fratele tinerii a depus și o plângere la poliție. Totodată și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Botoșani s-au autosesizat în urma mediatizării cazului. Iar seară o comisie a fost în control la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani. S-au verificat documente, urmează să fie verificate și alte documente și se așteaptă și rezultatele necropsiei. Totodată, familia și prietenii au deschis o petiție online și aceasta a fost semnată până acum de aproximativ 2000 de persoane.